Patriarhul Irineu al Serbiei a trecut la domnul în dimineața aceasta după ce a fost internat la începutul lunii la Spitalul Militar Karamburma din Belgrad în urma infecției cu SARS-CoV-2. Patriarhul Irineu suferea de insuficiență cardiacă cronică, iar îmbolnăvirea cu noul coronavirus i-a agravat starea de sănătate. În acest context, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe membrilor Sfântului Sinod și întregii biserici ortodoxe sârbe. Cu profundă durere am aflat despre moartea iubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Irineu, patriarhul Serbiei, o venerabilă și cunoscută personalitate a ortodoxiei contemporane. Împărtășim suferința provocată de această grea încercare și adresăm în numele ierarhilor, clericilor și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, condoleanțe frățești membrilor Sfântului Sinod și întregii Biserici Ortodoxe Sârbe. Ne rugăm lui Hristos, Domnul nostru, cel ce este în Viera și viața, să odihnească împreună cu cei drepți, sufletul Patriarhului Irineu, în lumina, pacea și iubirea prea Sfintei treimi. Veșnica lui pomenire din nam în nam.